Jandarmii maramureșeni au plantat 171 de stejari. Numărul lor nu este ales întâmplător și reprezintă cei 171 de ani sărbătoriți anul acesta de la înființarea Jandarmeriei Române. Alături de jandarmii maramureșeni au fost reprezentanți ai Direcției Silvice Maramureș, ai Ocolului Silvic Tăuții Măghierăuș, Asociației Ecologic din Baia Mare, un grup de elevi și profesori din cadrul Colegiului Tehnic C.D. Nenicescu din Baia Mare. Acțiunea a avut loc într-o zonă forestieră situată pe raza localității Băița, unde a fost împădurită o suprafață de 1,8 hectare. Reprezentanții Ocolului Silvic Tăuții Măghierăuș au pus la dispoziție materialul săditor, logistica și asistența tehnică. Anul acesta împlinim 171 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. La nivelul Jandarmeriei Române s-a inițiat o campanie de împădurire numită 171 de stejari pentru România. Instituția noastră s-a alăturat acestei campanii și a demarat activitatea de plantare puieți pe raza Ocolului Silvic Tăuți Măgăreuș, în colaborare cu Direcția Silvică Județeană Maramureș, Ocolul Silvic Tăuți Măgăreuș, Asociația Ecologic Baia Mare și Colegiul Național Nenicescu din Baia Mare. Asociația Ecologic s-a alăturat acțiunii jandarmeriei la această acțiune extraordinară de 171 de stejari în cinstea sărbătoririi celor 171 de ani de când Jandarmeria Română s-a înființat. Asociația Ecologic s-a alăturat la această acțiune tocmai din perspectiva congruenței intereselor noastre și asociația noastră acționează pentru reducerea impactului de mediu pe care îl avem noi cu toții prin modul nostru de viață. Iar plantarea de copaci este poate una dintre cele mai efective metode pe termen lung care contribuie la sequestrarea de carbon. O să facem ca o farfurie pentru a forța din continuare ploaia să stea aproape de rădăcina puietului. În Maramureș, dacă de ani de zile există un parteneriat între Jandarmeria Maramureș și Direcția Silvică, rugam și veneau întotdeauna jandarmeria la planta cu noi, anul ăsta a fost invers. La cei 171 de ani de la înființarea jandarmeriei, am fost solicitați de către reprezentanții acesteia de a planta 171 de stejari într-o zonă din Băița, acest stejar marcând, de fapt, cei 171 de ani a existenței Jandarmeriei Române, cărora le mulțumim pentru că de-a lungul anilor au fost și cu siguranță vor fi alături de noi în acțiunile comune. Scopul campaniei este acela de a determina cât mai multe persoane să participe în mod voluntar la asemenea activități, deoarece prin plantarea de puieți poate fi adus un beneficiu comunității. Activitatea s-a desfășurat cu respectarea normelor privind prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.